Cântarea 183. Să-ți aducem mulțumirile noastre pentru acest privilegiu de a putea sta înaintea Sfințeniei tale.
Îți mulțumim că acest privilegiu mi l-ai câștigat prin jertfa sfântă a Domnului Iisus, prin care mi-ai deschis această cale de a veni la tronul milei, harului, iertării, de care avem atâta nevoie. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, că ne-ai cinstit cu această credință prea sfântă în iubitoarea răscumpărare prin Domnul nostru Iisus Hristos și glorioasa restaurare a tuturor lucrurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos, prezent a doua oară, Regele nostru. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, că am ajuns acest timp. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, că și în această zi mi-ai dăruit cuvântul Tău, cuvânt de învățătură. Mi-ai deschis scripturile, mi-ai deschis profețiile și ne-a arăt timpul în care trăim. Toate acestea sunt darurile Tale. Și îți mulțumim că Te-ai îngrijit de noi ca să vedem acest timp în care să știm să ne facem partea noastră, să ne ridicăm capetele în sus, știind că izbăvirea este aproape. Și îți mulțumim pentru această împărăție pe care s-o duci, te rugăm, cât mai curând. Tată bun, în continuare dorim ca prezența Ta să fie în mijlocul nostru, prin Spiritul Tău cel Sfânt, să primim învățătură, inimile și mințile noastre să fie pregătite pentru a primi aceste cuvinte, care să ne fie hrană spirituală de aici înainte. În numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru toate, ne-a rugat, te binecuvântăm. Amin. Amin.